E un sentiment foarte plăcut să te trezești dimineața la munte și să ai mașina asta în parcare. Fie aia și în halul ăsta de murdară. Pentru că îți dă așa un sentiment că singurul lucru care ar putea să strice o plimbare pe drumuri de munte este un copac doborât de furtună. În ciuda crizei economice, Grand Cherokee a creat o asemenea isterie de vânzări în ultima perioadă la nivel global, încât Jeep a considerat necesar să-i facă un facelift major. L-au schimbat pe aici, pe colo, prin părțile esențiale, astfel încât mașina are acum nu doar mici modificări la design. Cel mai important lucru pe care l-a făcut Jeep la acest facelift în legătură cu Grand Cherokee este că au modificat cutia de viteze. Acum este un ZF cu 8 trepte care schimbă absolut minunat și care nu-ți mai face nicio problemă fie că mergi cu mașina în off-road sau pe asfalt. Apoi au lucrat destul de mult și la design, fața este nouă, farurile sunt noi, avem stopuri noi, per total mașina are cam aceeași apariție, numai că de data asta este un pic mai bine închegată și îți dă așa un sentiment de bărbăție mai puternic. La interior au fost modificări făcute astfel încât sentimentul european să fie mai puternic decât sentimentul american. Avem materiale mai bune, avem cusături făcute cu mai mult simț de răspundere, avem un volan redesenat și, în general, mult mai multă grijă peste tot. În afară de un plus uriaș de confort la rulare, schimbarea cutiei a generat și o eficiență crescută din punct de vedere al consumului. Noul Grand Cherokee, echipat cu motorul 3.0 TD de 250 de cai, are un consum declarat de 7,5 litri la 100 de kilometri, ceea ce, după testul nostru prin munți, unde a consumat cam 10, pare foarte ușor de obținut. Singurul lucru care mai trebuie schimbat la viitorul facelift ține de modul în care operezi schimbătorul de viteze. Acum, el vine cu o formă care amintește de cel de la Audi, dar trecerea din parking în reverse sau în drive se face prin impuls, ceea ce înseamnă că dacă te grăbești foarte tare, s-ar putea să ratezi poziția căutată. Printre alte modificări, americanii au pus acum pe mașină și sisteme de asistență, care trag alarma și chiar îți dau un impuls cu frână, astfel încât dacă îți taie cineva calea și nu ești atent sau adormi la volan, să ai suficient timp de reacție ca să poți evita impactul. Prezența sistemului Forward Collision Warning cu Crash Mitigation este semnalată de o cameră amplasată în bara din față, sub plăcuța pentru numărul de matriculare. În rest, în mașină se mai aud și alte zgomote în afară de alarmele sistemelor de asistență, dar asta se întâmplă mai mult în off-road, acolo unde caroseria muncește mult pe denivelări. Deși americanii au muncit foarte mult pentru acest facelift, astfel încât mașina să dea un sentiment mult mai european, tot ce se întâmplă aici, începând de la design și terminând cu finisaje sau greierașii de prin trapă, te trimit cu gândul la Statele Unite. Desigur, să te gândești la Statele Unite nu e chiar așa ceva rău, mai ales în cazul Jeep. Grand Cherokee are în spate un trecut glorios și reputația de a fi o mașină cinstită, capabilă să muncească din greu și în stare să-ți ofere maximul de confort de care sunt în stare americanii. Faptul că acum au făcut eforturi și mai mari în direcția asta, cu gândul să fure din clienții de Mercedes ML, aruncă o lumină extrem de bună pe acest model, al cărui cel mai important concurent până acum era Volkswagen Touareg. Ei bine, odată cu acest facelift, Grand Cherokee se ridică o treaptă mai sus și vrea să acceseze și clienți care vor un sentiment mai premium de la mașina lor de off-road legendară, care trebuie să aibă și un preț corect. În România, spre exemplu, puteți avea această mașină cu un preț special de lansare de aproape 49.000 de euro, inclusiv TVA. Dincolo însă de strategii de poziționare sau sentimente premium, un Jeep înseamnă libertate. Deci setezi mașina pe off-road 2, te așezi un pic ca să nu iei toate gropile din apă, încerci să calci pe unde ți se pare că râul nu este suficient de mare astfel încât să ți intre apă prin eșapament sau prin alte prostii. Ataci panta nu neapărat oblic, dar astfel încât să nu lovești spoilerele și după aia încerci să te sui. A mers? Iar acum că a mers, singura variantă pe care o ai este să te duci să o mai faci odată. Singura problemă cu mașina asta este că în momentul în care ai suspensia ridicată la maximum,
orice gropiță pe care o ai se simte ca și când s-a rupe mașina în două. Însă zgomotele pe care le auzi în off-road sunt un preț insignifiant pe care îl plătești pentru ca suspensia Quadralift să-și facă treaba cu brio în teren accidentat. Dacă pe modul normal garda la sol măsoară 22 de cm, în off-road 2 ea poate ajunge la 28 de cm, ceea ce înseamnă că poți ataca gropi și denivelări majore fără să zgârii spoilerele. Ia! Hop! Haide! Cu grijă, Georgia, cu grijă că avem un hârtop aici cât capul meu de mare. Superb. Iar după ce ai trecut și a doua oară peste obstacol și ți se pare că e momentul să te liniștești, intră în scenă operatorul. N-am înțeles, mai zi o dată ce trebuie să fac? Bagă-te pe râu, te duci înainte, vin apoi. De toate. Aveți grijă însă cu experiența de off-road, pentru că la o analiză mai atentă am descoperit ceva interesant. Când mergi în off-road cu mașina, de foarte multe ori te trezești în aceeași situație în care devii nervos pe măsură ce începi să înjuri pe cineva, să zicem. Tu pornești așa de la o calmitate relativă, cu un mic nerv accesat înăuntru, și după aia te montezi așa, în timp ce, bă, dar ce mi-a făcut ăla? Bă, dar ăla mi-a făcut... Și la sfârșit explodezi! Așa e și la off-road. Bă, dar dacă aș putea să merg pe aici? Bă, dar dacă ar fi până apa asta? Bă, dar ce, bă, pot să trec eu până apa asta? Bă, dar craca asta aici? Bă, dar ce ar fi să rup eu craca asta? Bă, dar... Eu... Ce? Bă, bă, bă! Cam așa e și la off-road. E greu să găsești puncte slabe mașinii astea. În afară de greierașii ocazional de prin trapă și suspensia zgomotoasă prin off-road, un Grand Cherokee este o alegere plină de bun simț pentru raportul excelent între ceea ce oferă. Prestanță, interior premium, libertate și preț. Echiparea Limited are un preț special de lansare de 48.600 de euro, dar versiunea testată de noi, Overland Summit, costă 62.100 de euro, adică 1031 de euro pe lună prin BCR Leasing. Getting rough, you can find me in the club, bottle full of